Aici Radio Europa Liberă. Prin lege nu era interzisă ascultarea Europei Libere. Era interzisă răspândirea de știri. Păi era foarte diabolică chestiunea. Știa securitatea ce să facă. Mircea Carp, legendarul comentator de la Vocea Americii și Europa Liberă, în dialog cu Alina Grigore. Sâmbătă, la interviurile telejurnalului. Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine.